Mitică, lasă vrăjerile astea și ia zi-mi cu mâncarea ce pregătești. Lasă-mă cu, că mie mi-e foame. De un 20 deja, ai întârziat azi. Un sfert de oră ai întârziat azi. Băi, la emisiune. Ce pregătești cu mâncarea? Hai să mâncăm la mine, la hotel. Lasă vrăjeala, ce pregătești? Că iar pregătești o lovitură. Păi am 40 de feluri de mâncare. Alegi... Păi lasă, dar am înțeles că pregătești ceva. A, nu. Ăștia ai mei... Că am mai angajat niște bucătari și vor să facă de-astea, nu știu cum se... Prin Glovo, prin alea toate. A, vrei să dai... am înțeles, ai angajat la restaurant bucătari, să dai catering. Da, catering, da. Deci te-a pus și să dai catering? Am făcut o bucătărie nouă. Așa? Nouă. Da? Cât ai băgat în ea? Nu. 20-30 de mii de euro. Nu? Mm-hmm. Dar bucătarii îi plătesc bine. Mm-hmm. Înțelegi? Și la hotel este bine pentru că am parcare, uh-huh, și în față și în spate. Da. Și ăștia, ei mi-au cerut. Ăștia Glovo, ăștia, nu? Taz. Da. Sunt trei. Da. Trei care, toate trei mi-au solicitat pentru că vine și nu, stăm parcare, vine ori cu bicicletă, ori cu trotinetă, ori cu mașină, ori cu motocicletă. Am înțeles. Și am zis la fiul meu, dai mă, dar tot. Și cred că în 10 zile îi dă drumul. Și deci practic o să... Cine vrea să comande de la restaurant, de la tine, de la... Cum îi zice la hotel? De la... La Crystal Palace. De la Crystal Palace comandă catering acum, nu? Da, sigur că da. Nu? Adică și ce le faci? Zi-mi ceva cu care... Ce ai avea tu special? De ce eu aș comanda la tine? Pentru că la mine, de exemplu, nu mă arunc la prețuri care sunt în oraș. Aha. Și ai ceva mai special? Dom'le, m-a învățat pe Escobar. Așa, zi. E ideea lui Pescobar, nu e a mea. Așa. Ideea lui Pescobar a fost? Dom'le, eu recunosc. E ideea lui Pescobar. El ți-a zis? Da. Ce ți-a zis? Bună, Mitică. Ieri, alalteri, da? A venit și a mâncat la mine. Așa. Și eu am niște bucătari, eu am avut 37 de bucătari, am ales din 37, 5. Uh-huh. Fii atent aici ce spun eu. 37 am avut la saloanele de, ale mele de evenimente. Aveam 6 saloane de evenimente, îți dai seama, ne-am vândut. Aveam 37 de bucătari. Am ales, am bucătari de nu de Michelin, dar am bucătari de orice restaurant de 5 stele din această Europa, nu din țară. Așa. Și ăsta zice, după ce am mâncat o ciorbă de văcuță, și ne-a făcut bucătarii o tochitură. Mă, dar cum mă ligă și cu asta... Mamă, mi-ai făcut o poftă. Ai tochitură? Dacă vin acum, dacă vin după emisiune, îmi dai tochitură? Da. Bă, dacă ai dai tochitură după emisiune? Da. Bă, dacă în viața ta ai mâncat așa ceva, nici eu. Și ăsta, pe scopă, zice, băi, neamitică, ce dracu, Dumnezeu, tocmai dumneata să nu te gândești la chestia asta. La ce, mă, Paule? Păi dă, Dumnezeu, la lume, Dumnezeu, că așa ceva, nu, nici eu, nimeni nu face așa ceva. Deci l-ai omorât cu tochitura aia? Fii atent aici. Cu mămăligă, cu tot, nu? Băi, altă dată a venit și am... Bă, îmi faci tochitură, vin cu tine, dar îmi dai tochitură. Da, stai să vezi, altă dată a venit și am mâncat osobuco. Da. Osobuco, nu știu dacă fac doi în București. Cum faci tu? Nici cum fac eu, dar nu fac... înțelegi? Uh-huh. Băi, când am mâncat osobuco de la mine... Nu face, nu mă bate nimeni în tot Bucureștiul cu osobuco. Uh-huh. Ți-o spun de acum, ca să știi. Sunt specialistul... Numărul 1. Bucătărie pe osobuco. Eu am vrut să fac un restaurant, osobuco să-i spună și numai asta să dau. Uh-huh. Așa. În Austria am învățat. Acolo m-am dus și am văzut... Ia uite. Despre ce e vorba. Uite tochitura, uite că avem și imagini. Uite mă, fii atent aici. Mamă, cum arată tochitura. Da, el mi-a făcut... Ia uite. Mamă, dar cum arată, mai spart. Hai să terminăm naibii mai repede emisiunea. Mamă, dar cum arată tochitura. Bă, frate, dar cum arată. Și asta o dai la, acum la... O bag pe rețeta. O bag pe meniu, ca să comande lumea? Eu ți-o spun, cine mănâncă o dată? Da, de la tine? Nu există săptămână să nu mănânci așa ceva. Mamă, îi fac dar uite-o cum arată mâncarea. Îi fac și un preț, fii atent, Horia. Îi fac și un preț de așa natură. Da? Încât... Și săracul s-o comande. Săracii, toți bogații, săracii să... Și fii atent aici. Am să bag osobuco, da? Care nu prea face nimeni. Uh-huh.
Hai să vezi. E greu, nu se face ușor o să o bucur. Mama, îți trebuie talent. Mama, dar cum arată? Nu mai mi-arătați, bă, că mor de foame. Mă înțeles? În 3 minute am terminat emisiunea. Zi repede ce vrei să zici că plecăm. Mă înțeles? Așa. Deci, eu, da. Dar papanaș, cum stai cu papanaș? Sau cu clătitele? Cu clătite, i-am făcut clătite. Da. Fii atent aici. Și... Mă, încur barele. El, fii atent aici. Zice, băi, neamitică și ciocolata, că el a vrut cu ciocolată. Da. Ciocolata unde e? I-a adus un blid. Păi, nu mi le dai unse cu un pic de... Nu, mă, puneți cât vrei. Așa e la mine aici, la da. Crystal Palace. El, să moară când da, vorbesc că da, da. Dumnezeu, nu sunteți sănătoși dacă, eu dacă am așa bucătari da. Dau la că și el dă la ale lui cu fructe de mare cu astea, că e pe caracatiță, nu-l bate nimeni. Da, da, mi-ai zis. Deci, neamitica la catering. Deci, de când încep cu Tazu și cu ăștia? Cu Uber Eats și cu ăștia? De când cred încep? Că peste 10 zile să pun încă bucătăria. Am înțeles. Și se poate comanda de la tine, de la restaurant, de la Crystal tot, nu? Dar mai ales tochitura și osobuco. Asta o să fie masturile, nu? Tochitura. Îi spargi cu, osobuco și fasole cu ciolan și fasole cu cărnați. Da. Mamă, ia uite că avem și ciocolată la castron. Ia uite că n-am mințit, vezi? Uh-huh. Am spus. Și zi dacă am făcut vreo manevră, dacă mi-ai dat ceva. Nu, jur că nu, uh-huh. Jur. Ia uite. Uite cum aș spune. Și astea toate peste 2 săptămâni le comandăm la aia? Da. La Uber? Adică vine acasă? Dacă vreau să mănânc tochitură și să nu vin la tine, mănânc acasă cu familie, nu? Băi, n-auzi. Comand la astea, nu? De 100 de... Și unde comanzi? De la restaurant Crystal Palace, nu? Sau cum o să-i zic? Restaurant Crystal Palace, nu? Da, Crystal Palace. Dar prin Uber și prin ăsta, că prin ăia... Păi nu știu, dar am înțeles. Dar restaurantul Crystal Palace. Am înțeles. Și le duci, stau acasă, îmi comand tochitură, nu? Dom'le, n-auzi. Mai 6-7 feluri. Nu fac tot meniul hotelului. Uh-huh. Da. Fac 6-7 feluri... Dar cele mai tari. De elită. Bravo. De elită, încă o dată. Mă dai o tochitură, da? Da. Tu ești ca închitros, da, așa. Da. Da? Mai am o... Cum se zice, mă? Risotto. Na, nu mă interesează, astea-s deja, nu mai risotto mai mănânci în altă parte, nu. Da. Mai înțeles? Nu ca aici. Da.